Salutare lume și bine v-am găsit la un video. Nu cred că nu e de greu să mai bine spun. Mulți dintre voi mi-a spus să sun la numărul 888 și cred că nu o să meargă. Deci am văzut că astăzi 1000 de vizionări la celălalt video și care m-ați uimit pur și simplu așa. Și 1000, nu 1000, drag, 160 de like-uri, cam atâta. Și acum vreau să sun la numărul 888, am aici telefonul lui bunica mea, da, e Samsung, bunica mea are Samsung. E și ea modernă, la un pas cu moda, ce mai vrei, ce mai vrei? Bunicul meu are un Nokia cu butoane, deci dacă vreți, îl vinde. Bun, și o să sun la numărul 888. Uitați, nu e aplicație, nu nimic. Stai. What the fuck, am intrat pe Google. Sterg și intru pe telefon. Bun, o să sun la 888. Fiți atenți, dacă mi se întâmplă ceva ciudat, nu știu, cred vreau să strâng 50 de like-uri. Deci o să sun la numărul 888 sau poate o să sun la 074888. Deci o să văd 888. Deja e cancer din toată chestia asta de pe YouTube. Ai tastat un număr greșit. Sau dacă ai o cartelă SIM cu 0 euro credit, îți recomandăm să ți reîngaci contul pentru a putea apela. 074 888 888. Stați. What the fuck? Stați. Eu închis, mă. Nu vrei să faci contact cu mine? Bine, bol, bine, gata. Bine, gata, bun. Mai sunăm o dată. Să te înțeleg. Dar fiți atenți cum se aude. Să mai auziți o dată. Să auziți cum se aude. Parcă umblă cineva, stați. Fiți atenți cum se aude. Acum mi-a dat ocupat. Ocupat mi-a dat. Ocupat. Și uite, acum sună 888. Ok, vrei să sunăm la numărul Satana? Sunăm și la Satana, hai. Codrine, răspundem. Bine ai venit. Momentan, numărul de telefon pe care l-ai. Nu știu ce se întâmplă în lume. Am sunat la numărul lui Dumnezeu. Nu mi-a răspuns, mi-a dat ocupat. Să mai încerc așa. Pentru ultima dată. 0748888. What the fuck, ce s-a? Închide, drac, nu.